Aleluia. Mai sunt, dar nu sunt astăzi prezent și am considerat că cu altă ocazie vom aduce în atenția noastră. Nu i-am la... Și un capitan, domnul capitan Nicola Drăuț, care este rănit pe fronturile unde armata română este prezentă în apărarea valorilor mondiale. E vorba de Irak. În Irak a fost rănit. Și l-am decorat și l-am premiat și noi la rândul nostru.